Administrația locală din Teiuș va amenaja în imediată apropierea gării orașului un parc de agrement în care va fi expus echipament CFR. Parcul va fi inaugurat pe 18 mai, când va avea loc în Teiuș o întâlnire festivă a ceferiștilor de ieri și de azi. Fost nod feroviar de mare importanță pentru județ și țară, Teiușul vrea să păstreze vie tradiția feroviară a orașului. Fiu de ceferist, primarul Mirel Hălălai, susținut de membrii Consiliului Local Teiuș, a demarat demersurile pentru amenajarea unui parc în care să fie expuse locomotive, drezine, vagoane, toate preluate în custodie de la Compania Națională de Căi Ferate. Să edificăm un parc feroviar, deci undeva în zona stației CFR Teiuș, un parc feroviar pe care să-l amenajăm corespunzător, în care să putem monta câteva echipamente feroviare vechi, gen locomotivă cu abur, drezină, automotor, obiecte feroviare, deci ieșite de mult din uz, dar care reprezintă foarte mult pentru mulți dintre concetățenii noștri, în așa fel încât încet, încet să putem să facem din acea zonă, care actualmente este o zonă pustie, deci din punct de vedere a agrementului și a prezenței concetățenilor noștri, să facem o zonă activă, o zonă în care să putem aduce copiii, să putem aduce părinții, bunicii și de ce nu pe cei care sunt interesați să ne cunoască și sub o altă formă, nu doar orașul prin care tranzitează un număr substanțial de mașini în fiecare zi. Parcul va fi amenajat pe un teren de aproximativ 7,5 hectare, care va fi preluat în patrimoniul domeniului public. Costurile edificării acestui obiectiv sunt de aproximativ 20.000 de lei și vor fi asigurate doar din sponsorizări și donații. Ne propunem să ne mișcăm destul de repede, am și început demersurile, am și început o parte de construcție, deci a zonei respective, deci de amenajarea zonei. Eu sper ca pe data de 18 mai, deci când dorim să sărbătorim aici în Teiuș o întâlnire a ceferiștilor, o întâlnire pe care ne-o dorim să se perpetueze de la an la an, să-l avem terminat. Sau cel puțin început, în așa fel încât cu restul de echipamente care nu reușim să le aducem până atunci, să le putem aduce în curând. Un aport important la realizarea acestui obiectiv drag locuitorilor orașului îl are și inginerul brașovean Radu Belu, specialist în istoria căilor ferate române.